Bine te-am găsit la un nou episod. Fac acest intro un pic mai departe de locul de pescuit, deoarece am văzut ceva atacuri și nu vreau să sperii, știu că așa că ce pot să zic, mă instalez rapid, după care sper să prind o știucă. M-am instalat cât de rapid am putut, cu 3 lansete. Am văzut ceva atacuri, așa că n-am mai filmat cum mă instalez, cum prind oblet și așa mai departe. Am desfăcut echipamentul și cum am prins un oblet, l-am și pus în montură. Și am văzut foarte, foarte multe atacuri. Am venit, cred că am venit prima dată de vreme aici pe acest loc. Momentan vremea este minunată. Se anunță vânt puternic pe parcursul zilei, dar la ce direcție are acum, se pare că o să îmbată puțin din lateral. N-ar fi o problemă. Important este să fie soare și să-mi încălzească aici stuful ca să vină peștișorii și bineînțeles știu că după ei. Bă, nu vrea să stea, să o măsor. Stai puțin să te măsor, să vedem cât ai. E 47. 47 jumătate. O știucă regulamentară pe care o să o rețin. Sper să mai prind măcar una, deoarece vreau să fac o masă foarte mare cu știucă. Oricine merită, atâta timp cât nu braconează, nu reține sub limită, oricine merită o masă foarte mare. O știucă frumoasă. Obleții au fost foarte activi de dimineață, așa că îmi permis să pun și a patra mântură. Am pus-o acolo în larg. Cine știe, poate vine o știucă mult mai mare decât ce prind de obicei. Deja am una, așa că merită să încerc toate variantele, nu mai am nimic de pierdut. Nu știu dacă mai urmări la fiecare clip, dar de multe ori am zis că atunci când vii la pescuit la știucă, este posibil să ai doar un singur atac, iar dacă o scapi, cu aia rămâi. Astăzi, chiar dacă nu mai am niciun atac, eu câștig. Văd că ziua aceasta devine din ce în ce mai închisă. Vântul s-a schimbat puțin, îmi bate din față. N-ar fi o problemă vântul, doar că vreau să fie puțin soare, este destul de frig. Și altfel s-ar încălzi stuful și ar veni peștișorii aici. Am mutat și lanseta pe care o aveam mai în larg. Am mutat aici lângă mal. Să vedem, poate mai am un atac într-un final. Am aici o muntură cu ancoră. Singura muntură de genul acesta. Pe restul lansetelor am munturi cu cârlig. Și fix la asta a venit o știucă sau ceva și mi-a distrus peștișorul, așa că am pus altul, mă duc, replantez montura și aștept, poate mai vine una. Am mai văzut câteva atacuri la suprafață ca dimineață, așa că încerc să mut peștișorii puțin, în caz că este în zonă să observe și să-i atace. Profit de aceste momente cu soare. Am avut un atac la această montură cu ancoră. Dar din păcate am scapat știuca. Văd că ancora înțeapă destul de bine. Asta este. Pun alt peștișor și mai aștept. Bine că am deja o știucă, altfel ar fi fost din nou o partidă foarte, foarte frustrantă.
fost al doilea atac pe ziua de astăzi. Din păcate am scăpat știuca. S-a dus în stup că dacă venea spre mal cumva, poate reușeam să iau rapid minciogul și să o prind. Dar din păcate s-a dus în stup, s-a zbătut pe acolo și a scăpat. Asta este, bine că am o știucă, bine că am scos o știucă la poză. Mai insist, încă mai e timp, dar din păcate observ că atacurile sunt foarte, foarte rare și dacă scap, devin tot mai dezamăgit, însă rămân totuși salvat de prima știucă. A început ploaia, dar nu contează. Ia uite ce am pe salteaua de primire. Ceva frumos. Ceva frumos de așa 53 de centimetri. Ia să văd aici, să văd exact, să nu fur. Da, 53 de centimetri, aproape 54. O știucă superbă. Ia uite ce frumoasă este. Minunată. Minunată știuca. Așa da. Toate munturile sunt la locul lor. Încă mai am timp de un atac, cu toate că nu știu ce să zic, nu știu dacă mai vine unul. Nu pot să fiu decât cel mai bucuros pe scară astăzi. Am prins știuci frumoase, am și scăpat una. Sunt cel mai bucuros și totuși încerc să mai am ceva activitate. Astăzi obleții au fost foarte activi. I-am prins cu un vierme alb pe cârlig, iar unul roșu în vârf. În anii din urmă mai pescuiam cu cărășei sau prindeam roșioare de pe niște bălți, dar anul acesta am pescuit doar cu obleți până la această oră. În caz că nu o să mai mănânce obleții, o să trec și eu probabil pe cărășei sau pe roșioare. Am observat că nada pentru obleți și roșioare este cea mai eficientă, în combinație cu viermi, bineînțeles. Când rămân fără nadă și nu am timp să mă duc să îmi cumpăr alta, fac niște mămăligă și o amestec cu aceasta și pot să zic că arată destul de ok, se desface în apă și atrage imediat obleții, deci mult mai rapid decât mămăliga. Chiar acum am dat puțin cu viermi să văd dacă mai trag obleții și uite, încă sunt pe nadă. Deci odată ademenit, bancul de obleți va rămâne mult timp. Și cu siguranță știu că va veni să se hrănească. Dacă ai monturile bine plasate, vei prinde și știucă. Am mai schimbat odată peștișorii. A fost o ploaie destul de serioasă care a ținut vreo 10 minute. Iar acum a ieșit soarele și aștept un ultim atac. Acum este cel mai bun moment, când aproape să apună soarele. De obicei trebuie să apară și atacurile. Dar având în vedere că astăzi deja am prins tuci, am și scăpat. Cine știe dacă voi mai avea vreun atac. Oricum am schimbat peștișorii și stau cu ochii în patru. Chiar acum a apus soarele, nu am mai avut nicio trăsătură, era de așteptat. Am avut destul de multă activitate astăzi pe acest loc. Ne revedem în episodul următor. Fir întins!